Vă salut dragi prieteni și vă spun bun venit din nou la emisiunea Vieți Schimbate. Iată-ne din nou împreună și în această seară într-un cadru al, al meditației, ca să spun așa, în jurul cuvântului lui Dumnezeu și cred că... Într-un cadru în care dorim ceva mai mult pentru viețile noastre decât să ascultăm o predică. Dacă ați venit în fața televizorului sau a telefonului ca să mai ascultați o predică, vă rog, închideți-le, pentru că nu asta este intenția mea și cred că nu asta este intenția dumneavoastră. Aș vrea ca în seara aceasta să vedem ceva mai mult decât o. Prezentare din Biblie. Aș vrea să intrăm în sufletul nostru, în zona valorilor, în zona simțămintelor și să ne întrebăm cu adevărat pentru ce trăim. Care este scopul vieții noastre și care este rostul existenței noastre? Majoritatea oamenilor nu-și pun această problemă, nu-și pun aceste întrebări și, prin urmare, sunt niște morți vii. Pentru că în momentul în care nu mai ai un scop, în momentul în care nu mai ai un, un vis în viață, momentul acela ai murit din punct de vedere spiritual. Și îi vedeți umblând pe stradă, îi vedeți la magazin, îi vedeți în locurile aglomerate, peste tot sunt morți vii, oameni care au încetat să mai trăiască, oameni care și-au trecut viața pe pilot automat și pentru care supraviețuirea este singurul motiv de a exista. În seara aceasta aș vrea să vedem că există o înviere a morților, nu la, la învierea de apoi, la venirea lui Iisus Hristos, ci este o înviere a morților vii, a morților care deși umblă pe două picioare de ce sunt printre noi, au încetat să mai trăiască. Despre acest lucru am găsit un pasaj foarte interesant în cartea lui Ezechiel, un profet exilic, prin care Dumnezeu ne transmite niște mesaje extraordinare. Deși, în mare parte, aceste mesaje sunt adresate și aplicate cu precădere la poporul ales, la poporul lui Dumnezeu, la poporul Israel, care se afla în robia babiloniană în robia de 70 de ani. În acest timp, Ezechiel primește niște vedenii care avertizează atât poporul care a rămas în țară, nenorocit și sărac și vai de capul lui, cât și pe cei care sunt în exilul babilonian. De asemenea, în a doua parte a cărții lui Ezechiel, Dumnezeu își prezintă acele dorințe de restaurare. Prin care dorește să-i scoată pe israeliți din viața fără niciun fel de perspective, prin care vrea să-i scoată din această viețuire doar pentru a exista, în care Dumnezeu își prezintă planul de a reface Templul, de a reface națiunea și de a le da o nădejde, de a le da un scop, un țel. Chiar dacă, așa cum am spus, aceste pasaje au o aplicație imediată în istorie, referindu-se la poporul Israel, noi putem lua aceste gânduri ale lui Dumnezeu și să le aplicăm la viața noastră. În capitolul 37 din Cartea lui Ezechiel, este o astfel de vedenie pe care o are Ezechiel, în care el relatează următoarele. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a dus în mijlocul unei văi pline de oase. Imaginați-vă că Duhul lui Dumnezeu a, ori l-a luat, ori i-a creat această imagine în minte și l-a dus în mijlocul unei văi pline de oase. A, nu știu câți dintre voi ați trecut printr-un cimitir deschis. Mi-aduc aminte când eram copil. Era un loc în zona în care am copilărit, numit Cimitirul Cailor. Și acolo, în timpul celui de-al doilea război mondial și în timpul primului război mondial, erau duși caii pentru a fi îngropați, pentru a nu putrezi și a nu crea focare de infecție. Și pe aici pe acolo mai răsărea așa câte un os din pământ pentru că nu apucaseră să se astupe pe toți Și te mai loveai de câte o falcă de cal sau de câte un craniu de cal și era oarecum sinistru Când eram copil tot așa până în 10 ani înainte de revoluție mi-aduc aminte că la Piatra Neam s-a construit noua biserică Cea care este acum în picioare Biserica veche a fost dărâmată și după ce a început săparea fundației și a subsolului, care este acum uh, intrare da, și in, poți să intri și pe la subsol, unde este garderoba? Acolo s-au găsit foarte multe schelete și după aia au descoperit frații din arhive că acolo înainte fusese un cimitir peste care s-a clădit biserica. S-au găsit, nu știu, câteva zeci de schelete, dacă nu mă înșel, cei care sunt acolo pot să mă corecteze. Câteva zeci de schelete întregi, sau cranii, sau eu știu, tot felul de oase îngropate. Foarte interesant. Și se mai descoperea câte unul, câte unul, mai dădeai cu cazmao sau mai dădeai cu târnăcopul și mai găseai un craniu sau un schelet. Da, e din filmele astea e interesante, așa. Nu știu cât de confortabil v-ați fi simțit, dumneavoastră, să fi fost duși într-un astfel de cimitir deschis, în care peste tot erau numai oase, cranii, humerus, cubitus, radius, tibia și toate celelalte oase și coaste și stern și coloane vertebrale, aranjate într-o într ordine dezordonată total. Și oriunde te uitai, vedeai numai oase, numai oase, numai oase, din stânga, în dreapta, în spate, peste tot numai oase. Deși pare ciudată și lugubră această vedenie, să știți că dacă o transpunem în viețile noastre și suntem sinceri cu noi și nu ne mințim, ne dăm seama că ne aflăm într-un cimitir de oase, ne aflăm într-o robie a neputinței, într-o viață fără perspective, într-un loc în care, am zice, nu se mai poate face absolut nimic. Oriunde te-ai uita, în orice parte, totul este imposibil. Și uh, ceea ce îți rămâne este să te resemnezi. În robia aceasta a neputinței sunt foarte, foarte mulți oameni. Unii se mai trezesc, știți când? Când mai au puțin timp de trăit. Și în momentul în care... Mai au puțin timp de trăit, încep să dea la o parte toate elementele de balast din viața lor, începând de la lucruri inutile, acțiuni inutile, persoane inutile, oameni care îi parazitează emoțional și blochează și mănâncă resurse, până la acțiunile care. Nu le socotește absolut deloc importante și în anii sau zilele pe care le mai ai de trăit vrei să faci lucrurile cele mai importante, să te întâlnești cu oamenii cei mai importanți pentru tine. Dar întrebarea mea este: de ce să trăim o viață întreagă în robia aceasta a neputinței și să nu înviem câtă vreme mai avem timp suficient de trăit? De ce să ne consumăm atâta timp din existența noastră și din viața noastră și să stăm în această robie a neputinței pentru ca să ne cheltuim acolo resursele și energiile. De ce n-am învia mai repede? De ce nu ne-am trezit la realitate mai repede? Observați, aici este marea, marea capcană. Când veneam încoace spre București, am început să șterg din miile de prieteni pe care le am pe Facebook, vreo 2000. Da, aveam undeva aproape de, de 3000, cam așa. Și am șters vreo 2200, mai am vreo 800 și încă n-am terminat de șters. Uh, și asta nu înseamnă că îi desconsider pe oamenii respectivi, dar uh, am încercat să uh, păstrez acolo doar oamenii cu care chiar interacționez și care chiar Uh, am un dialog. Să păstrezi acolo mii de prieteni care uh, nu sunt alături de tine sau care, pe care nu-i cunoști, n-ai auzit în viața ta de ei să ai impresia că sunt prieteni, nu are niciun rost. Și știți la ce concluzie am ajuns, fără a desconsidera pe nimeni, repet, că de fapt n-am atât de mulți prieteni. Nici voi, cei care sunteți influencer sau care poate aveți milioane de prieteni, nu aveți prieteni. Aveți niște consumatori lângă voi și atâta vreme cât uh, oferiți ceva, sunteți buni. Însă, în momentul în care nu mai oferiți acele lucruri, o să vedeți că, de fapt, prietenii aceia nu vă sunt deloc prieteni. Ne aflăm așadar într această robie a neputinței în care credem că însemnăm ceva sau credem că lucrurile din viața noastră înseamnă ceva, dar când ne uităm cu atenție ne dăm seama de fapt că totul este un cimitir deschis. M-a dus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur în prejur și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. El mi-a zis: Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? O întrebare retorică la care nici profetul lui Dumnezeu nu îndrăznește să spună un da răspicat. Și ca să nu spună un da sau un nu, el răspunde cu o întrebare. Oare, cu, dă un răspuns oarecum așa diplomatic Doamne Dumnezeule Tu știi lucrul acesta adică ce pot să știu eu nu prea cred n-aș îndrăzni să spun nici că nu poți să faci minunea asta, să transform viața mea să faci din ea ceva și din viața poporului meu dar în condițiile date, cu poporul în robie, cu ăștia împrășteați pe aici, printre ruine, ce să mai cred? Cu oameni morți din război, nu. Mi-e foarte greu să mai cred, Doamne. Doamne, tu toate le știi. Și, de fapt, multe din răspunsurile noastre religioase la întrebările tăioase ale vieții sunt de genul, Domnul știe, facă Domnul ce o vrea, ne rugăm, mai insistăm, mai vedem. Dar nu există o soluție clară, concretă la ceea ce dorește, de fapt, Dumnezeu de la noi. Societatea poporului ales a căzut din mai multe motive. Idolatria este doar unul dintre ele. Faptul că ea s-a degradat din punct de vedere moral și din punct de vedere a virtuților. În momentul în care au început să dea, așa cum spuneau profeții, pe un tânăr, pe o curvă și pe o -ă, pereche de încălțăminte, în momentul ăla au pierdut simțul valorilor și Dumnezeu i-a dus într-o situație în care să-i trezească, să-i ducă în robie și să-i trezească de acolo. E nevoie ca în viața ta să vină probleme, să vină încercări, să vină greutăți ca să te trezești, să-ți dai seama că nu mai poți așa, Însă majoritatea dintre noi suntem într-o stare de amorțeală, într-o stare de anestezie totală, în care suntem niște vii morți, așa, amorțiți și nu știm ce trebuie să facem cu viața noastră. Până și profetul omului Dumnezeu, care era direct în legătură cu Dumnezeu, când Dumnezeu îi pune întrebarea aceasta, crezi că se poate ca oasele acestea să învie? Doamne, Tu știi. <coughs> Și dacă Ezechiel, profetul lui Dumnezeu, care nu era un om uns cu toate alifiile, un diplomat religios, o, o șmecherie din asta, o pușlama, o putoare care încasează doar leafa lunar și este doar așa și el să fie acolo în spatele amvonului ca să, să zică și el câteva cuvinte, să facă niște lucruri, ca praf în ochi pentru credul și naivi. Nu despre asta este vorba. Omul ăsta chiar credea și a fost chemat de Dumnezeu la lucrarea aceasta. Și dacă Ezechiel a zis că nu știe dacă este posibil, oare ce spunem noi în situații în care trebuie ca Dumnezeu să intervină în mod concret și să schimbe ceva? Dacă El a zis, Doamne, tu știi, cu alte cuvinte, nu prea cred, ca să nu zic nu cred, dar e cam greu de înghițit și de acceptat ceea ce provoci tu, Doamne. Vor putea oare oasele astea să învie? Nu știu. Nu-mi dau seama. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Cum? E total absurd. Cum adică să vorbești cu oasele? Cum adică să vorbești cu imposibilul? Cum adică să îndrăznești, să visezi, să crezi anumite lucruri când vezi că toate se blochează în fața ta sau sunt deja blocate? Că până omul să moară, mai tragi nădejde, că se mai vinde, că se mai face bine. Dar când ești deja oase uscate, ce să mai crezi acolo? Și în viața noastră pot să apară situații de felul acesta în care zice totul s-a terminat, nu mai este nicio soluție, nicio, nicio, găsire a, a ieșirii de aici. Însă, tocmai aici este ideea că Dumnezeu este specialist în înviere. Dumnezeu este specialist în a face lucruri imposibile. Dumnezeu poate să schimbe lucrurile într-o asemenea manieră încât noi nici nu ne putem da seama. Și linia între miracol și realitate este atât de fină și doar când Dumnezeu vrea să schimbe lucrurile acestea și când întâlnește niște oameni care cred cu adevărat se întâmplă aceste miracole. Poate vă îngădiți doar la învieri, doar la vindecări, doar... Însă știți cum ești și cu vindecările astea Majoritatea sunt în zilele noastre niște șarlatanii da. Au tot felul de povești Că am avut probleme cu coloana, nu știu cum Că m-a rugat Domnului și eu nu zic că Dumnezeu nu poate să facă chestii din astea Dar atâtea povești am auzit pe direcția asta încât m-am săturat Și culmea că oamenii aceia uh, erau, mulți dintre ei, niște ignoranți și niște oameni care sfidau legile sănătății date de Dumnezeu. Adică mânca omul ăla slănină și untură pe pâine de două degete. Da? Și el să ruga Domnului să-l vindece și spunea că Domnul a vindecat și i-a spus, bă, prima dată Dumnezeu ți-a dat minte, în al doilea rând ți-a dat niște legi ale sănătății pe care tu trebuie să le respecti. Că e un accident, că se întâmplă lucruri în viața ta, asta e cu totul altceva. Dar când tu calci legile lui Dumnezeu Și vrei ca să fii uh, reabilitat, să fii vindecat Mi se pare o blasfemie, mi se pare o, o îndrăzneală și o nesimțire cras Cum adică se rogul Dumnezeu pentru vindecare Când tu calci în mod voit legile sănătății Este aberant Deci Dumnezeu vrea să facă minuni în viața ta Dar trebuie să conștientizezi că ai nevoie de schimbare Și tocmai aici este problema că Învierea acestor oameni din moartea aceasta existențială nu este posibilă pentru că oamenii cred că le știu pe toate și că n-au nevoie de nicio schimbare. Ei cred că totul este ok în viața lor și problema este la alții. Predau într-o școală unde predomină romii și nu vreau să înțelegeți că am ceva cu ei, dar este acea categorie de romi total irresponsabilă. Nu spun că toți sunt așa, cunosc romi extraordinari, genii, artiști. Am avut colegi care excelează în multe domenii, în, în foarte talentați, dar foarte mulți din, din zona aceasta în, sunt niște iresponsabili. Singura lor grijă este să vină la școală, să ia ajutoarele și tot ceea ce le poate oferi statul. În rest, nu-i interesează absolut nimic de copiii lor, de faptul că sunt disciplinați, de faptul că uh, nu vor să se educe, de faptul că deranjează orele, de faptul că sunt niște sălbatici. Absolut deloc nu îi deranjează nimic. În schimb, pretenții și drepturi au până la Dumnezeu și înapoi. Ei, astfel de oameni n-au cum să învie, n-au cum să, să se ridice de acolo pentru că nu vor. Stați știți că și în alte uh, ogrăzi este la fel. Nu înseamnă că doar o categorie socială uh, este în starea aceasta. Sunt mulți care se mint și în zona religiei. La fel, noi stăm bine, noi suntem ok. Și dacă te duci și părăsești cercul acela 1, 2, 3, 5 ani și revii, îți dai seama că problemele lor sunt aceleași. Preocupările lor sunt aceleași. Conflictele lor sunt aceleași. Mizele lor mici sunt aceleași. Și că oamenii ăștia nu s-au schimbat absolut deloc. Este cât se poate de trist să vezi vieți irosite în felul acesta și oameni care nu se schimbă sub nicio formă. De asta întreabă Dumnezeu, vor putea oare oasele acestea să învie fiul omului? Doamne, Tu știi. Nu știu, n-a zice nici da, nici ba. Și mergem mai departe. Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune duh în voi și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. Am prorocit cum mi se poruncise, și pe când proroceam s-a făcut un vuiet, și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. Foarte interesant. Momentul în care marea de oase se transformă într-o mare oștire, este momentul în care Duhul Sfânt vine ca la creație și face acea mișcare. Oricât am încercat, dragii mei, să schimbăm viața noastră fără Duhul lui Dumnezeu și fără a conștientiza că de fapt suntem morți fără Dumnezeu, nu se va întâmpla nimic în viața noastră. Absolut nimic. Atâta vreme cât credem că viața noastră este un rod al hazardului, al întâmplării sau credem că Dumnezeu ne datorează ceva, atâta vreme cât nu avem niciun plan de schimbare, și atâta vreme cât dăm la o parte pe Duhul lui Dumnezeu, singurul care poate să ordoneze viața noastră, noi nu vom putea <coughs> să facem absolut nimic. Marea de oase a înviat pentru că Duhul lui Dumnezeu a fost acolo. Fără Duhul lui Dumnezeu piața noastră este camera aceasta de oase. Când a venit Duhul lui Dumnezeu, s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. Duhul lui Dumnezeu pune ordine în primul rând în viața ta, în gândurile tale, în planurile tale, în tot ceea ce înseamnă acțiunile tale. Am mai văzut uh, oameni care pretind că au Duhul lui Dumnezeu, de parcă ar fi ceva ca din lampa lui Aladin. Știți cum erau în legendele acelea orientale? Aladin freca lampa și ieșea Duhul și îndeplinea orice dorință. Pentru foarte mulți, Duhul Sfânt este un fel de Duh al lui Aladin, care împlinește rugăciunile lor, este la dispoziția lor, este ascultător de ei, pentru că ei cer, pentru că ei porucesc. Dezmeticiți-vă, dragii mei, Duhul Sfânt nu este posesia voastră. Duhul Sfânt este Dumnezeu, și Duhul Sfânt, în primul rând, face ordine în viața ta. Și câți ne-am văzut care pretind că ei au Duhul lui Dumnezeu și viața lor evraiește? Niște dezordonați, niște apucați, niște uh, oameni fără niciun căpătăi. Dar ei au Duhul Sfânt. Serios. Marea de oase s-a adunat la oaltă, în primă fază. Apoi, Dumnezeu i-a mai zis ceva. am prorocit cum mi se poruncise și pe când proroceam s-a făcut un vuie și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-au venit vine, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele. El mi-a zis, prorocește și vorbește duhului. Prorocește fiul omului și zi Duhului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Duhule, vină din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învie. Și prima dată au fost oasele, apoi oasele adunate. Dumnezeu a făcut să crească carne și piele, adică a devenit niște cadavre, o masă de cadavre aranjate în ordine, dar tot nu era Duh în ele. Cât de anostă este viața fără Duh? fără putere, fără entuziasm, fără ca Dumnezeu să fie acolo în ea. Și cât de mulți dintre noi nu ducem viața în felul acesta. Casa lui Israel era acum ca o mare de cadavre nensuflețite. Care să fie oare secretul învierii, secretul vieții, secretul puterii? Și aici este Marele secret. Prorocește Duhului. Să vină Duhul. A venit Duhul și spune cuvântul lui Dumnezeu. Că a prorocit cum mi se poruncise. Și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stat în picioare. Era oaste mare, foarte mare la număr. El mi-a zis, Fiul Omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată, ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea. Suntem pierduți, ca majoritatea dintre noi. La ce să mai sper? La ce să mai nădăjduiesc? Ce, ce mi oferă viitorul? Ce mi oferă societatea? Ce mi oferă biserica? Și într-adevăr, dacă te uiți așa pasiv și ai așteptări dintr-o zonă sau alta, n-ai ce să aștepți. Pentru că, din punct de vedere social, Biserica și statul sunt cei mai mari exploatatori. Da, și o spun uh, clar și răspicat. Nu că sunt un anarhist, dar uh, se zice că în vremea lui Ludovic al uh, 14 lea lui Roasoleil, regele Soare, când venea câte o calamitate, oamenii erau atât de înfometați încât ieșeau la păscut ca animalele. Aproape tot din ceea ce agoniseau și munceau le era luat de clasele privilegiate ca să întrețină bancheturile, să întrețină clădirile acelea de lux și toate petrecerile, și toate plimbările și toate mofturile curtezanelor și marchizelor și ducilor, și o clasă parazitară. Și a venit după aceea republica, a răsturnat ordinea asta da monarhică, a mai echilibrat puțin clasele sociale, însă și în zona aceasta a Republicii și a statului uh, de drept s-a -a instaurat o, o, o asemenea uh, monarhie mascată, ca să zic așa. Pentru că acum privilegiații sunt la fel. Sunt pensiile de lux, sunt uh, cei care au salarii foarte mari din administrație, un aparat foarte stufos de funcționari și de bugetari. Sunt o mulțime de paraziți care nu fac nimic decât cheltuie. Da? Și foarte puțini care mai muncesc și mai fac câte ceva. Dacă e să vorbim de taxe și de impozite, pe trei sferturi se duc la stat, dragii mei. Muncim trei sferturi din veniturile noastre pentru stat. Da, pe lângă impozite, dacă mai vorbim de cheltuieli care se duc tot în buzunarul statului, dacă mai ai rate, tot în buzunarul statului, nu are rost să mai discutăm. Da? Deci din punctul ăsta de vedere, nu prea ai mari perspective. Pentru că toate s-au închis. Însă, dacă vorbim despre viața noastră spirituală și dacă vorbim despre zona aceea în care facem ceea ce ne pasionează, ceea ce ne place, pentru noi și pentru oameni, acolo putem să fim liberi. Pentru că ordinea asta, hai să fim serioși, noi schimbăm cu voturi și mai crede prostiile astea, că noi schimbăm viitorul cu voturi. Dragii mei, sunteți toți niște naivi. Și o să vedeți după ce se va vota și veți da cu votul, că urmează perioadele de scumpiri, de noi impozite, de noi taxe. Da, da, imediat după ce i votați și îi ați instaurat în scaune, după aia o să vedeți de fapt că lucrurile nu sunt așa de rost. Da, ce, n-ați învățat? Spunea cineva, cred că Voltaire, că uh, politica este cea care uh, politicienii sunt cei care înșeală pe cei care n-au memorie. Da. Uh, și lucrurile astea se întâmplă și dacă stai să te consumi că. Nu, nu, nu. Ce s-a schimbat în, în lungul istoriei? Nu s-a schimbat cu voturi. S-a schimbat cu forța. Dacă a fost răsturnată o dictatură, s-a răsturnat cu forța. Nu s-a răsturnat așa că hai să ieșim și noi să demonstrăm. Păi, ați ieșit în pandemie și ce? S-a schimbat ceva? Când n-au vrut, nu s-a schimbat absolut nimic. Și din punctul ăsta de vedere, nu cred că vom reuși să schimbăm ceva. Așa cum nici Israel n-a reușit să schimbe nimic decât în momentul în care câțiva dintre ei și-au venit în fire și în momentul în care Dumnezeu a vrut să schimbe lucrurile. După 70 de ani cât a fost robia lor, s-au mai trezit vreo 40 ceva de mii dintre ei, plus robi, cu greu au ajuns la 50 de mii și s-au întors în țară ca să refacă și să rezidească cetatea și uh, Israelul. Așa că în momentul în care vrem să, să schimbăm lumea, trebuie să ne gândim că sunt anumite lucruri cu care nu merită să te zbați. Și nu merită să te stresezi pentru că nu ai cum să le schimbi. Da? Dar în ceea ce te privește, poți să alegi din zonele acestea, care ți-au mai rămas, bineînțeles, să fii liber și să ai zona ta de confort. În robia aceasta în care erau copiii lui Israel Prin profetul Ezechiel și prin această vedenie Dumnezeu le spune că ei pot să fie din nou o națiune Și că pot să fie liberi chiar și în robia în care erau A, vezi, zice astea, se bat cap în cap Nu se bat deloc cap în cap pentru că libertatea este o stare a spiritului și nu ține de regimul politic sau religios în care funcționezi, ci ține de atitudinea ta interioară. Spunea Osho în cartea sa, libertatea, e destul de controversat, dar eu îmi permit să mai uh, citesc și astfel de scrieri, dar spunea un lucru foarte interesant și sublinia că indienii au vrut independența de sub uh, tirania englezilor care exploatau și făceau tot felul de nedreptăți. Da, și într adevăr a fost un joc de fier uh, în perla coroanei britanice. Englezii s-au impus, asta este foarte clar. Și spune au vrut să scape de tirania și de jugul englezilor și au scăpat în cele din urmă. Și după aia au uh, ajuns să se lupte între ei, să se omoare între ei pentru puterea care deja a apăruse pe tron. No? Și se întreba oare cum era mai bine, atunci când erau englezii sau atunci când au început indienii să se omoare între ei. Da? Și sublinia el și spunea că există două tipuri de libertate. Libertatea de sau împotriva unei puteri și observați că libertatea de este peste tot. Pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook, toată lumea vrea să te elibereze de. Și îți inventează dușman și îți spun probleme, unele reale, altele imaginare, altele ți le exagerează. Și oamenii vor să se elibereze de ceva. Și libertatea pentru. În momentul în care ai o cauză, în momentul în care vrei ceva, în momentul în care îți dorești ceva mai mult decât eliberarea de un anumit regim, fie politic, fie religios, momentul în care ai ajuns să gândești la un alt nivel. Și aici, foarte puțini oameni ajung. Majoritatea vor să fie liberi de ceva. Să scăpăm de partidul ăsta, de guvernul ăsta, de țara asta, de lumea asta, de tot ce ne subjugă, de probleme, de taxe, de impozite, de, 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 libertatea de. Însă prea puțin vor să fie liberi pentru. Și majoritatea trăiesc în acest cimitir deschis, în această zonă a unei morți vii, a unei paralizii existențiale. Și când îi întreabă Dumnezeu, crezi că aș putea să... Doamne, Tu știi, ne mai rugăm să vedem și cu fața aia lungă de măgari, ai credinței, măgari ai credinței, sunt o mulțime care pur și simplu nu cred nimic dar e bine să aibă așa o credință, pentru că așa au apucat, pentru că așa este obișnuința, pentru că așa este viața lor, pentru că așa dă bine. Și apoi cum să dai la o parte tot molozul ăsta și să mai îndrăznești să crezi tu sau să contești anumite lucruri. Mai bine rămâi în comoditatea asta și în paralizia aceasta și este totul ok. Însă Dumnezeu vrea să învii, să ieși din mare aceasta de oase și să fii viu pentru El. E, aici Lucrurile sunt puțin mai, mai dificile, pentru că majoritatea nu-și doresc să învie. Este atât de bine, de comod, de ce să schimbi lucrurile, de ce să te mai stresezi, de ce să lupți împotriva valului, de ce să... Cre... Doamne, Tu știi. De la profet până la cel mai mic, Doamne, Tu știi. Este problema Ta. Vezi cum e situația. Care este leacul pentru frică și dezorientare? Eram într-o ocazie în Italia și mi-aduc aminte că se începuse campania aceea cu tragedia veacurilor și cu cărți date pe stradă. N-am fost niciodată de acord cu ele. Mi s-au părut un fel de propagandă din asta religioasă uh, și o corvoadă pusă pe spatele oamenilor ca să facă să adune adepți. Dar în fine, până la urmă uh, unii dintre ei neștiind ce să facă m-au întrebat, frate, tu ce zici că ar trebui să facem? Din cu în partea românească erau foarte incisivi merge și dat și proștiațile ca frunzele toamna în partea aia erau la polul opus italienii. Ziceau, nu, 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 lașare, dormire la bestia. Lăsa să doarmă bestia, nu treziți pentru că s-ar putea să avem probleme. Și de la reacționarismul acesta foarte incisiv și revoluționar până la zona aceasta foarte preventivă și foarte, foarte plină de frică, m-a întrebat cineva și a zis, ce să facem? că au zis să facem cumva, să vedem că... Și am zis, vă e frică de ceea ce credeți? Nu. Sau unii ziceau, da. Și am spus, atâta vreme cât ție ți-e frică de ceea ce crezi, n-are rost să faci un exercițiu împotriva sufletului tău. E mortal așa ceva. Dacă crezi cu adevărat un lucru, nu trebuie să cauți să-l impui altora cu forța. Dar dacă ai cercuri de prieteni, dacă ai oameni care simți că au nevoie de mesajul acesta și de cărțile acestea, poți să le oferi fără nicio frică. Dar să te duci așa, să dai din ușă în ușă, să-ți le arunci după aia la tomberon, mi se pare o, o nebunie. Dar ideea aceasta de frică, de ce să-ți fie frică? Și pe de altă parte, de ce să faci un act de bravadă și de curaj în ceea ce nu crezi? Sau să devii un fanatic? Duhul lui Dumnezeu le pune toate în echilibru. Îți dă leacul de frică. Dacă e nevoie să vorbești, vorbește. Observați că atunci când e vorba să spui punctul de vedere, în orice sistem, vai, nu cumva să zici ce crezi, că să vezi ce zice șeful, să vezi ce zice șefa, să vezi ce zice direcțiunea. Să vezi... De ce? Pentru că oamenilor le este frică să nu-și piardă un post, un loc de muncă pe care îl au și care, la care țin cu dinții. Nu au variante. S-au învățat așa, e, au variante, dar s-au învățat să, să aibă un, un loc sigur și nu, cum să spui ce gândești? Nu, nu se poate așa ceva. Și cu câte, ai zice că de jos sunt așa, dar cu câte te duci mai în sus, cu atâta frica este mai mare, pentru că pierzi niște privilegii mai mari. Funcția, funcție, ministru, ministru, președinte, președinte, eu știu ce desemnat și deputat și parlamentar și senator și peste toate. Peste tot există frica asta. De ce? Pentru că ne este frică să fim noi înșine. De asta. Și pentru că ne este frică să nu cumva să pierdem ceea ce ni se pare că avem. Și de frica de a nu pierde aceste privilegii, tăcem și ne complacem în acest mormânt. E căptușit cu catifea, poate. E din lemn de mahon. Poate este o criptă frumoasă existențială, da cu marmură roșie sau neagră sau de altă culoare. Vin mulți oameni să o viziteze și ni se pare nouă că suntem foarte importanți, dar de fapt noi suntem morți. Momentul în momentul când Duhul lui Dumnezeu a venit în viața poporului său, a fost o mare trezire și prin prorocii Ezra, Neemia, s-a restaurat țara promisă și s-a reconstruit Ierusalimul într-un timp foarte, foarte scurt. Astfel încât dușmanii au început să, să invidieze, chiar să îi împiedice să zidească, pentru că își dădeau seama că este ceva absolut supranatural, din potrivă Artaxerxe le dăduse ajutoare și bani și porunci ca să rezidească cetatea lui Dumnezeu și să facă lucrul ăsta cu, cu grabă, pentru ca Dumnezeu să binecuvânteze casa împăratului. Era inexplicabil cum se poate întâmpla lucrul acesta. Însă Dumnezeu a zis foarte clar, fiul omului, oasele acestea sunt toate casa lui Israel. Iată că îi zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. De aceea prorocește și spune așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu și vă voi duce iarăși în țara lui Israel. O fi confortabil în mormânt? Poate. Nu știu cât poate fi de confortabil, însă, na, gândim și noi cavii despre morți ca o mică paranteză, mi-aduc aminte că a venit la mine când eram pastor în Oradea o doamnă mai trecută de 60 de ani, așa, și zice, frate, neapărat trebuie să mă botezați. De ce? Nu cred că mai trăiesc mult. Și zice, gândul ăsta al morții mă, 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 termină și să fiu eu pregătită cu Domnul și așa mai departe. Și femeia asta și cumpărase copârșeu, cum se zice, în, în ardeal și-a cumpărat sicriu și l-a pus în sufragerie și-a făcut poză în sicriu, deci e real ce vă spun, nu sunt basme și câțiva din Oradea știu eu despre ce vorbesc și spunea Asta să, să mă duc să-l modific pentru că ăsta e cam strâmt la coate, așa și nu-mi nu, nu, nu e comod. să zic să-mi facă unul mai lat, pentru ca să nu. când mor, să stau și eu confortabil, de parcă mai știi ce uh, trăiești când, când mori. nu? Dar uh, ideea asta, uh, noi ca vihi gândim despre, despre moarte, că sunt anumite situații și ce o să facă, nu știu ce, sunt situații și situații. Vai că este mormântat, nu știu unde, vai că l-a aruncat ca pe un câine, de parcă mai știe cineva după ce moare. Nu mai știe nimeni nimic. Însă Dumnezeu zice aici, vă voi scoate din mormintele voastre și veți învia, voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu și vă voi aduce iarăși în țara lui Israel. Dragii mei, orice stare de frică, și dezorientare reprezintă moarte. În momentul în care nu știi pentru ce trăiești, în momentul în care trăiești de frică, aceea nu mai este viață. Te transformi într-un animal mai inteligent, poate, care nu are altă rațiune decât supraviețuirea. Și trăirea în rutină, într-un confort, ca să zic așa, al mediocrității. Însă, în momentul în care Duhul Sfânt vine în viața ta, nu te mai lasă să fii un mediocru, nu te mai lasă să te mulțumești cu puțin, nu te mai lasă să... să na, lasă că e bine și așa, na, închidem ochii, da, a făcut el, nu știu ce, a mințit, a făcut, stai liniștit, sau partea cealaltă cu surgiilor, da, să porți de grijă la toată lumea, că toată lumea e rea, toată lumea e nelegită, toată lumea trebuie corectată. Și Duhul Dumnezeu zice, auzi, corectează-ți astea din viața ta și încearcă să trăiești cu sens. Să ai o direcție în viața ta Să construiești, nu să dărâmi Sau să te conservi ca viermele în hrean Și în momentul în care Duhul lui Dumnezeu a venit A pus ordine, a adus viață Și a transformat acea, acea uh, mare de oase Într-o știre puternică A văzut o știre mare, zice Ezechiel Și cu toate astea, când s-au întors din robie N-au fost foarte mulți Asta mi arată câteva lucruri. Faptul că Dumnezeu ar fi vrut să fie mai mulți, însă oamenii n-au vrut să iasă din starea aceea lor de robie. Au vrut să rămână în moarte, în marea de oase, să nu mai lupte, să nu mai schimbe ceva în viața lor, să rămână acolo în zona lor de confort. Câțiva, însă, au priceput mesajul lui Dumnezeu și au venit, au rezidit și în felul ăsta existența poporului. A mers mai departe. Dragii mei, nu știu ce așteptări aveți de la viață, însă Dumnezeu se uită și la noi, la viețile noastre, și zice: auzi, viața ta e ca o mare de oase, sau ca o mare de cadavre, sau ca o mare de evenimente moarte, ca un ocean de amintiri sau de regrete în care nu se întâmplă nimic. Ai murit de mult. A, chestia aia cu decesul este doar o treabă legală, care se rezolvă, decesul biologic. Dar spiritual ai murit de mult, zice Dumnezeu. Cum spune în Solia că te sarde, să-ți merge în numele că trăiești, dar ești mort. Și câți dintre noi nu suntem morți? Însă, mesajul lui Dumnezeu din seara aceasta ne spune, chiar dacă suntem morți, în greșelile, în păcatele noastre, în dezorientarea noastră, în fricile noastre, există loc de înviere. Există loc de trezire, există loc de schimbare, există loc de ceva mai bun. Și cu această credință în Dumnezeu, putem ca să facem din viețile noastre niște vieți care contează, niște vieți în care nu mai stăm tremurând. Să așteptăm ziua de mâine, să vedem ce vor decide alții în locul nostru, să vedem ce ne vor da printre degete, să vedem oare cum va arăta viitorul și vom ști exact că viitorul este mâna lui Dumnezeu și în momentul în care suntem în mâna lui Dumnezeu nu poate să fie decât bine. Dacă mai avem și plan, dacă mai avem și Duhul Sfânt în viața noastră, dacă avem și uh, dorința aceasta de a sluji pe Dumnezeu, în momentul ăla lucrurile se aliniază. S-a dus și Frica s-a dus și elementele acestea care ne paralizează existența. Și în felul acesta putem să trăim și noi, să respirăm cu adevărat și să fim împliniți și fericiți în viața asta. Astfel, altfel, stăm și ne tot crămăluim și ne văităm și suntem nemulțumiți și ne uităm în stânga, ne uităm în dreapta ce se poate face, eventual devenim revoluționari, dar numai din aia care dau din gură și nu fac absolut nimic. Și în cele din urmă, viața se epuizează, se duce o zi după alta, așteptăm să fie mai bine și în așteptarea aceasta de mai bine, de fapt, ne apropiem din ce în ce mai mult de moartea adevărată, de moartea biologică, din care nu ne mai trezește nimeni decât Dumnezeu la ziua de apoi. Așa că, dragii mei, în toată această situație în care ne aflăm, putem să credem în Dumnezeu. Putem să ne uităm la pasajul acesta, cum începe și cum se termină. Cu această dorință a lui Dumnezeu de a învia, de a fi oameni puternici, de a fi oameni care întreprind ceva, care ies din mormintele lor ca să aibă o viață, să aibă o nădejde, să aibă un sens, să aibă un rost, să aibă un impact în existența lor pe acest pământ.